pe televiziunea Exclusiv TV veți putea urmări în continuare ședința Consiliului Local din Comuna Căiuți, județul Bacău. Vă mulțumim pentru vizionare! În dispoziția domnului primar numărul 97 din 23 martie 2023 a fost convocat pentru astăzi ședință ordinară. Se constată că este majoritatea dintre dumneavoastră, toți cei 15 consilieri locali, și având în vedere că domnul primar a delegat atribuțiile sale domnului viceprimar, aș avea o propunere extinsă. Acolo, dai să țin un moment de recolegi pentru copilul primar. Că așa este normal să încep din ședința cu un moment de recolegi. Dacă sunteți de acord. Trebuie să încheiem contractul anual, cum noi... Da, da, da. Da, mă întrebam la urmărire, dacă mă duc, nu sunt specialitate, și mă cam de curiozitate. Ce înseamnă amenajamentul fondului forestier la UPI Păcătușul? Biblia. Ce a însemnat? Biblia UPI-ului. Amenajamentul cu ce? O la UPI-ul? E o cale tehnică. Cine poate de ales? Cine specialiști? Amenajamentul este de într-adevăr o lucrare tehnică în care nu știți specialiști pe nume amenajist, specialiști din silvicultură, stabilesc. Aici spune că el este o societate care realizează amenajamente silvice. Și amenizate, aprobate. Este categoric. Amenajamentul ăla cuprinde foarte multe lucruri. Fiecare suprafață, ce lucrări se execută, care este omul de extras într-un deceniu, el se realizează din 10 ani. Să mai scrie cineva la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Domnul Orchean nu m-a ascultat în niciun fel. Da. Pentru. Dacă n-am votat împotrivă sau nu m-am abținut, dacă le-am auzit, pe bază de consecință logică, sunt pentru. Proiect de hotărâre numărul 19 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice, obiectivului de investiții, modernizarea și reabilitarea școlii gimnaziale Căiuți, în sat Căiuți, Comuna Căiuți, județul Bacău. Domnul viceprimar? Păi trebuie să trimitem la... să aprobăm indicatorii lor pentru aprobarea proiectului. Să ne apucăm în fara cum ați spus. Care sunt lucrurile mari care se realizează la această școală? Vreau să-mi prim la cuvânt, așa-i frumos. Mai facem dialog. N-are rost. Sunt bine cineva la cuvânt? Eu. Domnul Orteanu, aveți cuvânt. Ați reținut rugăciunea mea. Vă mulțumesc. Se mai scrie cineva la cuvânt? Domnul Matei, aveți cuvânt. Păi da, așteptam răspuns. Ah, da, de la... geam, uși, ești sub, pe etajul superior, parchet, tot ce trebuie, centrală, cameră tehnică și încă un grup, grupuri sanitare la etaj, că nu sunt.
De ce am pus întrebarea asta? Da. Am pus întrebarea asta pentru că fusesem noi în discuții anul precedent realizarea unei investiții mult mai mari, respectiv cele 6 săli de clasă, sala de sport, ca o anexă la actuala școală Căiuț. Și problema se pune că, adică eu mă întreb, n-ar fi trebuit să facem orice era posibil să fi demarat acest lucru și cu un comitent cu... Pentru că s-ar putea după aia să ne oprim la... Avem grupuri sanitare, avem reabilitare termică cât de cât, adică da. Ferestrele înlocuite. Am întrebat doar. Da. Și a fost susa de finanțare, nu mi-a dat voie la extindere. A fost numai modernizare și cu asta nu mi-a dat voie extindere alt corp de clădiri separat. Noi toate astea am făcut acolo, mai vin în centru acolo, așa, vin în WC-urile, că nu le-am avut cu face și cu o cameră tehnică. Da. Nu să înțeleg, să înțeleg extinderea nu se va mai realiza? Alt component. Deci nu, deci în cadrul. Păi să nu ne-a acceptat extinderea. Știu, era vorba de doar ăla cu o cameră de corp. Da. Nu, tati, evoluția numerică a elevilor îi impunea realizarea lucrurilor pe care le-am amintit. În atare situații, deci dacă o facem doar cine se ne impune sau nu, îi s-aprobă. Zău că nu știu care mai e rolul nostru. Dacă nu ne putem hotărâi soarta, stabilim soarta noastră vis-a-vis de... S-a aprobat contractul de finanțare, de reabilitare, ne-a dat banii ăștia pe reabilitare. Noi nu putem să facem de extindere. Dacă reabilitare, nu construcții nouă, nu, trebuie deci, să înțelegem. Adică nu e la noi depins de noi chestia asta. Eu am înțeles, nu se fac care și nu știu la construcții nouă, de investiții apropos. Da, exact. Mai aveți ceva? Da. Adăugat domnul Matei. Vreau să întreb la descrierea investiției și să spun modernizarea și refuncționalizarea imobilului. Adică de ce este refuncționalizarea? Ce înseamnă? Schimbul refuncționalizarea. Răspunde, ce presupune asta? Refuncționalizarea. Nu funcționează tot ca școală? O face un pic mai funcțional. V-am spus că mai face niște băi la etaj, face camera tehnică. Jos, camera tehnică separat, gândești, din corpul clădirii. Nu, la nimic. Reabilitare înseamnă clădirea existentă se repară în separat, unde este acolo, o facem. Deci sus nu sunt băi, este o singură baie mică. Facem alte băi. Unde la etajul 1, 2 nu sunt. Da. La 1 și la 1 este numai o baie mică în colț. Acum readucem în colțul ăsta la altul și facem o... La momentul respectiv, băi sunt mai jos. Acum faci sus ca să nu mai coboare copiii. Sunt și la etajul 1, dar e o baie mică acolo, e ceva. Nu corespunde, mori, domnule, era domnule. Și a doua problemă sau întrebare este, văd că valoarea neeligibilă este mult, aproape dublu cât a eligibil. Nu s-a reușit obținerea de fonduri eligibile. Văd că 1.598.000 față de 2.248.000, adică neeligibil. Adică contribuim noi mai mult decât PNRR-ul ăsta, mai ales că banii ăștia știu că PNRR-ul sunt bani, pentru acela. N-a reușit să luăm ca 50-50, îi văd fi 40-60 contribuția de. Adică nu s-a făcut mai bine proiect, sau nu s-a făcut mai bine. Adică mi se părea corect să vină cu mai mulți bani PNRR și noi să contribuim cu 40.000 de procent. Dar vă uitați la... M-ați înțeles? Sunt probabil așa a fost proiectul, sau așa s-a făcut, sau... Nu știu, cine s-a făcut proiectul, consultanța, cred că trebuia să facă mai bine documentat sau ceva. Adică mi se pare că contribuie noi 60-60-40, pentru că trebuia să fie raportul invers. Să nu contribuim noi, la banii mei făceam altceva. Ceea ce v-am spus, ei dau o sumă stabilă. Așa. Noi dacă am vrut să facem și corpurile alea, când să facem WC-urile unde, să facem camera tehnică, să facem asta, trebuie și... S-au dus costuri pe noi. Trebuie și costuri din partea noastră. Da, dar mai, numai o anvelopam, îi schimbam geamurile și o lăsam tot cum era. Am înțeles. Da. Deci s-a făcut mai mult decât fondul liberă. Da. Bine, mulțumesc. Domnul Bătut,
Da. Ați spus, domnul Vici, că am înțeles camera tehnică, baie la etajul 3, cât e, dar stolăria e din termopane. Parchetul s-a pus acum 2-3 ani. Ușile sunt bune. Dar ce cheltuiți banii pe așa ceva? De acord. Grup sanitar, camere tehnică, de acord. Dar pe restul de ce? Ca și aici. Am aruncat termopane bune, am aruncat albine, am pus negri. Bani? Lui simplu, de bani. Eu așa o văd. Am spațiu la sub, dar eu vreau să vă spun, termopane nu sunt puse. Termopanele, eu cu domnul Gabon, a fost acolo, când am propus investiția cealaltă. Mai așa am discutat și de abilitate. Termopanele de la școală bat mântul dintre ele, poliția de țigară, domnule. Termopanele, dacă ceva trebuie schimbat, primul lucru care trebuie schimbat acolo înainte de anvelopare, sunt termopanele. Am treaba asta. Dar de unde bate mântul? Printre ramă și pe lângă, doamne, sunt termopane care sunt dislocate. Nu e ramă, nu cu ce geamul sine are ceva. Eu vin și dacă geamul ăla este... Garniturile alea sau foc. Sau răscoare. Dar nu s-o pot de 15 ani la școală de 5 ani. Dar bani mai mulți. Da, nu-i problemă. Dați cu banii lui, nu-i problemă. Aruncați banii pe geam. Și ăstea, domnul Bunii, dați cu bani puțin sau cu bani mulți? Care le pun acolo? Nu, e bine, cel mai special. Dacă tot vine vorba de bani mult sau puțin, e zăpada prin astea cum vor fi? Cu siguranță vor fi cel puțin la plan termopanelor. Mai doi. Eu cred că vor fi cel puțin la nivelul termopanelor care s-a spus la primărie. Nu neapărat cu cei 9 și pur. Niciodată. Am dreptate. De ce vorbim așa? Toată lumea spuneți că de acum 15 ani când îți pus termopan la școală, totul a evoluat. Au venit cu 3 camere, cu 4, cu 5. Ele așa erau la vremea aia, și la primărie. Nu zice nimeni că poate nu mai țineau 10-15 ani. Dar dacă se schimbă ceva, cred că vine ceva mai mult. Așa erau atunci, nu erau altele cu 3 camere, 4 camere. Termopanele care s-au pus și la primărie și atunci, erau la nivelul care era atunci, acolo, nu cu bani mai mult sau mai puțin. Suntem unii vorbim de neapă în treabă, cu mai mult și mai puțin cu poate. Dar, astăzi că s-a luat hotărârea să schimbi ca așa, ce eu bănuiesc, că cei din administrație sunt destul de deștepți să aibă un raport tehnic în spate. Expertiză care să demonstreze că și aici și acolo, termopanele nu mai sunt buni și trebuie schimbate. Eu așa o văd. Așa specialiști în toi, că au 4-5-10 camere. Poate o parte din ele erau mai bune, poate bătea vântul, nu știu. Când ești la primărie, nu știu dacă chiar bătea vântul prin toate, dar... Bănuiesc că este o expertiză, cineva o da soluția asta și gata. Nu erau mai scumpi sau mai vechi. Și am termopane... Vis-a-vis de renovarea școlii. De ce nu mergeți la Boiști, la Hertiu, la Vrângel? Să vedeți că n-au acoperiș, n-au termopane, n-au garduri, n-au apă, n-au nimic. De ce nu vedeți realitatea din teren, domnul viceprimar și domnul primar, cu problema lui să mă învierte, mă scuze? Tot căiuți, coiuți, căiuți, pe stânga, căiuți, pe dreapta. Ați fost la secție de votare, că numai atunci am mers, când trebuie să vă votez unul. Ați văzut, nu are uși, nu are gard, nu are țigla căzut jos. Tavanii sunt pe jos, Hertiu, Boștea, Vrincen. Acolo nu face parte din comuna Căiuți, sat cu școlile mele. Eu, nu știu, ar trebui să vă fi un pic rușine cum canalizați banii. Da, mulțumesc. Mai scrie cineva la cuvânt? Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre numărul 20 privind însușirea contractului de servicii numărul 3453 din 10-3-2023 încheiat cu Univers Media Act SRL. Domnul vice? Dacă ne zic de băi. Să scrie cineva la cuvânt? Să spunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre numărul 21 privind aprobarea contului de execuție și situațiile financiare ale bugetului local al Comunei Căriuți la data de 30 ianuarie 2022.
Deci ceva să ne spuneți aici, domnul vice? Sau... Deci, contul de execuție, 30 anul la septembrie 2022, păi de ce vine așa târziu în ședință? Păi tot aș fi la 30-12, dar avem nimeni de așa. Da? Da. El, normal, trebuie să vină, noi terminăm luna martie, primul trimestru din anul 2023 și vine cu penultimul. Deci trebuie să le dea, în 30 de zile, să le dea la termen, că nu e așa mare lucru, oare centralizat tot poate să scoate. Venim cu ele de prima. Atât, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Se abține cineva împotrivă? Proiect de hotărâre numărul 22, privind aprobarea cu... Da, e mai este șase. Da, tot asta. Aprobarea cu execuție și situațiile financiare ale bugetului local al Comunei Căiuș la data 31-12-2022. Se înscrie cineva la cuvânt? Aveți cuvântul, domnule. Vreau să întreb, dar probabil doamna și comentarul la ce putea să întregelei, privitor la gradul de realizare a veniturilor, zice că pe anul 2022 s-a realizat venitul în procent de 80,98, 21%. Diferența în 18% în ciclul ăsta, adică nu s-a reușit veniturile. Nu s-au cazat impozite sau din impozite, da? Diferența aia de la cum s-au cazat impozitele, procent bun față de 56%. Da, zic că dacă nu adică impozite, procent bun, 81% e bine. Deci vine de acolo, nu s-a reușit pe acolo. Da, mulțumesc. Mi-a scris cineva la cuvânt? Și punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Două acțiuni. Da, proiect de hotărâre numărul 23 privind acordarea unui ajutor de urgență. Spunem la vot, da? Cine este pentru? Două. Se abține cineva? Cineva împotrivă? Proiect de hotărâre numărul 24 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli ale Comunei Căiuș anul 2023. Se înscrie cineva la cuvânt? Supunem la vot. La numărul 24. Rectificarea bugetului. Rectificarea. Să înscrieți la cuvântul domnul Urdeanu? Nu. Am înțeles. Uitați-vă. Cum supunem la vot? Cine este? Lăsați un pic să... După un minut să... Că e simplu. Supunem. Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Maxi. Cineva împotrivă? Proiect de hotărâre numărul 25 privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare numărul 1078 din 16-4-2018 încheiat între ATI Bacău și SCE Ecosud S.A. Ne scrie cineva la cuvânt? Domnul Orsean, aveți cuvânt. În legătură cu salubritatea, cu acest serviciu de salubrizare, de-a lungul timpului ne-a fost dat să aprobăm niște, să treacă niște proiecte pentru coarte adiționale. Eu nu știu la ce bun se mai vine cu acte adiționale la acest serviciu, atâta timp cât partea care înaintează adiționale, mă refer la executanții acestui serviciu, nu le respectă. Și vin acum în amintirea noastră, spre amintirea noastră, cu hotărârea AGA a ADIS-ului din 24-12-2020, când dumnealor înaintau planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor. Lucru care n-a fost respectat de atunci și până acum, nici într-un an. Și atunci mă întreb iar la ce bun aceste acte adiționale. Atât. Domnul Dunar, aveți cuvântul. Ce vreau să spun? Acest act adițional, trebuie să, când mai vorbim pe subiectul dinăsă, pe proiectul de hotărâre, trebuie să uităm și în el, efectiv. Actul adițional ce înseamnă? Din ce bănuiesc? Că acum ați zis că e cu firma Electrosud sau nu știu care. Ecosud, de altă firmă. Cred că firma mamă care a fost prima dată, s-a întâmplat ceva. Iar cei, nu? Nu, tot. Și de ce deleg serviciul altei firme? Firma mamă care a avut contract cu Adis înainte.
Că nu erau ei, erau altfel, îi spune, era firma, mă rog, nu mai în scapă. Poftim? Nu-i vorba despre ea. Hai, la forma asta, nu? Atunci dacă îi delegă să ducem gunoiul, trebuie să tăcem, vrem, nu vrem să înghițim. Pentru că servicii ca gunoiul, ca apa, dacă rămânem fără ele, suntem om. Nu avem ceva, ce sunt stricte, sunt puse, cum se puse. O să urlăm ca câinii la lună toți în Consiliul ăsta și tot așa rămâne. E din acum cu majorare de preț. Foarte mare. Vine cu majorare, era deșteptat. Dacă s-au scumpit. A zis când a fost reportajul Napoli, când s-a mărit de 3 ori gunoiul și un cu de gunoi, nu mai încăpea Napoli nimic de gunoi. Când au mai vrut. Trebuie să tăiem coada pisicii, domnule. Adică, întotdeauna noi trebuie să plecăm poziția diocelului în fața celor care ne fac servicii. Indiferent că sunt făcute cu costuri mai mari decât noi sau nu. Imposibil. Eu, întotdeauna, nu... Serviciile de aceste servicii avem nevoie, dar nu cu orice preț, nu. Asta e. Dictează numai ei. Iar noi trebuie să fim de acord. Și de ce așa, domnul Orchean? Pentru că nu avem variante. Noi nu avem variante. Dar ei pot spune, fără, noi domnule, putem fără ei. Domnule, ce spune că nu sunt variante, domnule? Păi legea care te îngrădește. Una din variante este că... Nu sunt din cauza lor. Au să obligă ei. Înainte să vină ei, n-aveam firmă care făcea... Ei ne poate, noi ne poate da afară din adiz, din asociație și de mâine nu mai vine la căi să aduni gunoaie. Dați-ne o variantă. Cum sau fără unul din noi, societatea tot aia merge, asta duce. Vă zic, dar noi fără ei nu putem. Când avem cu cine faci contract și unde duci cu noi. Și o să-l ducem unde... Dacă vom considera că nu avem cu cine, domne, cu sau fără unul din noi, societatea tot înainte. Păi, eu ce vreau să vă spun și atunci ce facem? Ne dăm în cap singur? Nu, domne, nu trebuie să mai acceptăm statutul de cârtiță. Și cu asta basta. Atunci să mai... Se mai înscrie cineva la cuvânt? Punem la vot. Cine este pentru? Nu este împotrivă? Abține. Cine se abține? Toată lumea? Nu. Felicitări. Am văzut și pentru domnul Marcuț, domnul... Pentru? Voi vă să duci pentru. Și mai cine a fost pentru? Vrei să-l duci cu spatul la bacă? Cine a fost pentru? Am înțeles întrebare. Pentru cine are? Păi da. Ramon, așa-ți pentru, că n-am înțeles. Toți împotrivă, să ia gunoi și așa nimic. Și împotrivă, abține restul? Da, da. Nu mai beau principi, îți stau la probleme. Fără discuție. Vă mulțumesc. Rău cu rău, dar mai rău cu rău. De hotărâre numărul 26, privind aprobarea comunității de cum de proprietate publică a comunității de sub Bacău, asupra unul din om. Despre ce bunul este vorba domnului Zicumar? Strada Negoriții și strada Dosul Mori. Punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cineva? Pot motiva. Suntem ceva la punctul divers. Înscrie ceva la cuvânt? Mai e un proiect. Proiect de hotărâre numărul 27 privind aprobarea nivelului evidenței datorate de serviciul public de alimentare cu apă și canalizare al comunei Căiuți, acord de pierdere cu care poate opera serviciul, precum și aprobarea transmiterii documentației întocmite de serviciul public de alimentare cu apă și canalizare Căiuți pentru modificarea prețului la apă și atât de canalizare către ea în rezidenție București. Înțelege cineva la cuvânt? Domnul Ulan. O întrebare pentru exemplu. Domnul Danil, în ce calitate lucrează la fișe, de calcul, la tot ce este? Oficială, neoficială? Neoficială, ne ajută. Așa, fără ce interes? Era așa, mă trebuia să vă interes. Zicea că vrea să vină apă în continuare. Foarte clar, foarte lucitări. Da. Îl felicităm, dar și eu sperăm să nu fie un interes
meschin și cu anumită finalitate necunoscută momentan, că și eu mă pricep, sincer. Nu-i Danilă cel mai deștept. A fost primat, dacă era, n-am știut de unde trecut, dacă oficial sau neoficial, că vreau să spun niște lucruri. Să mai fac și niște speculații pe lângă. Chiar ne-a trebuit vreo pe la... La... Da. Așa e. Lasă tot. Poate vă gândiți și dați funcția de administrator sau la angajat, dacă tot se stufocă. Puteți să demonstreze asta că a fost primat. Eu nu vreau să-i spun, că îi spun în față, serviciul de alimentare cu apă din Copeni este praf datorită dânsului. Poate și pe la noi mai sunt lacune, dar nu ca acolo. Eu mă pricep că a fost primar, că nu am fost cules pe drumul și... Stau seama că am greșit și vreau să repare. Da, poate și asta, domnul Ligar. Dar eu, sincer, cred că motivația dânsului cu totul alta, așa că am încheiat. În rest, da, pe mine, dacă tot așa, pe nivol, nu dați. Aveți cuvântul, domnul. A, domnul Matei, hai, dumneavoastră. Domnul vice și domnul primar, mulțumesc că s-a rezolvat problema la podul Teiru și podul Bradului, cu cele două, cele dalele alea, așa, și acum se cer cu bine. De asemenea, vreau să vă felicit că în sfârșit ați pus în funcțiune vătrea aerobativă, ieri am văzut că a trecut și la Prada, pe curând, de metri în ora, dus întors, însă părerea mea ar trebui să fac asta când este terenul uscat. Ieri era umed și nu l-a luat cu material. Dar pentru prima dată e bine. A dat o săptămână înainte și era prea uscat. Meu s-a motivat că iese prea uscat și așa. Domnul Matera, suntem la proiectul 27, încă n-am trecut la diverse. Suntem la... Suntem la diverse. Nu e cu tariful la apă și cu tariful. Aveți cuvântul, domnul Ortean. În legătură cu serviciul de apă, din totdeauna, pentru că nu beneficiază toate domnul, eu m-am abținut. În legătură cu discuțiile generate, eu nu dau replică pe nimănui să se înțeleagă, în legătură cu Tizu, respectiv cu Danilă Culiță, că-l cheamă ca pe mine, nu iau apărarea, nu sunt avocatul dumnealui, în schimb trebuie să fac o remarcă. Eu consider că am mai făcut-o și de alte vezi pentru alți colegi. Pentru cei care nu sunt de parte, nu putem să le aducem nicio acuză. Dar nu-i coleg cu noi. Nu de coleg. Este concetățeanul nostru. Eu știu că e membru grupul ăla civic. Eu, eu n-am vorbit, domnul Burlan, dacă bunul simț nu vă impune să... Hai, Doamne, am mai mult decât credeți. Păi dacă mă vedeți să faceți coleg cu noi, dacă nu sunteți și coleg. Faptul la regulă. Cetățeanul Românii, nu-i coleg. Vorbim din escenărie. Ce frumos era dacă dumneavoastră a fost în ședință prezent, nu de mult, pentru că precedenta, acum două ședințe, o ședință în urmă. A fost. Atunci nu i-am spus. Faptul că eu atunci am ridicat o problemă. Nu știu cât dumneavoastră va mai avea disponibilitate să ajute acest serviciu de apă cu priceperea de care suntem convișcoare. În atare situații, eu consider că nu-i omenesc, să nu zic altceva, nu vorbim de mespinării, de până la proba când se va demonstra treaba asta, zic să ne abținem. Adică? Eu credeam că îl criticați, nu mai comentează în favoarea noastră, în protecție. Nu, era cu privire la domnul Sărie. S-au temat, n-am știut. Domnul... Nu trebuie să fii, nu trebuie să mă, să fii de acord. Domnul profesor, dacă suntem colegi, veniți, ce să spuneți? Mic, am zis, nu știu ce, da, eu vă spun un adevăr. Cine vrea să vină administrator la apă, care e problema? Puneți-l cu cel mai bun. Se mai înscrie cineva la cuvânt? Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Două abține. Trecem la punctul divers. Înscrie cineva la cuvânt? Domnul Mărcuț, aveți cuvântul. Nu știu dacă domnul Vici știe, dar cred că doamna secretară știe sigur. A solicitat domnul Cocărlă Gel un ajutor bănesc la dumneavoastră și nu a solicitat un ajutor bănesc domnul Cocărlă Gel la primărie. Și am înțeles că... Sunt prezente documente justificative, e în locul cerului. Da.
Deci a trecut mult timp și nu are niciun răspuns. E vorba de o proteză, nu? Vreau un financiar. Da, vreau să fac o proteză. Trei rânduri, da. Solicită 5.000 de lei. Da. Dacă o solicităm, dați. Pentru o proteză. Da. Păi și documente justificate în spate. Eu la vorba am întrebat. Ce parte? Dar știți că v-a zis că... Dacă se deși de meserie... V-a zis că l-am și sunat să îmi dea de spuneți omul ce trebuie să aducă și dați domnul la treabă, dacă vezi la asta. Nu îmi împiedicați. Da, domnul Vici, am înțeles că dispensarul pe aici, pe acolo, a apărut fisuri, crăpături, probleme. Mai e în garanție dispensarul? Aveți idee? Ați înțeles sau ați văzut? Am și înțeles, am și văzut. Nu l-am văzut în totalitate. El este în garanție, da? Dacă este în garanție, vă rog frumos să vorbiți cu firma, să se apuie. Da, v-ați fost acolo, a văzut ce acolo? Da, eu am fost. Bun. Înseamnă că vă place. Mergi tu, știu. Eu am fost. Hai, mergem o dată, am văzut. Nu-i nevoie. Ei, atunci? Atunci nu tacă. Ei, spune. Ce să taci? Da, am atins la primul subiect, școala. La școala Hirtiu Voștea Vâncet, chiar nu avem niciun gând să dărâmă școlile. Plouă, ninge, n-are garduri, n-are uși, n-are geamuri. De ce nu mă interesați un pic? Măcar să-i punem o căciulă, măcar o fațadă acolo, cu gardia asta ieftin, să arăt ca școală măcar, să mă stea în picioare și pentru viitorul nepoții noștri, copii, nepoți, urmașii mei. E, vă rămâța la Oxford. Varul e fenomen, trebuie să spun. Nu vreți, nu vreți, acolo peste apă, ar fi bine să vă ia lumea la bătaie când vin votare. Așa, așa meritați. Propuneți. Nu, nu-i ca, nu-i stilul meu. Dumneavoastră, cred că sunteți abilitat pentru așa ceva. Apropo de Căminul Cultural, a fost dat în chirie, contractul a încet, s-a terminat și când aveți faceți felul? Țineți așa cu brutăria în el? Haideți să eliberăm, să facem, să-i dăm o destinație, să facem ceva. Nu vă uitați-vă la mine. Nu mă uitați la tine. Doar vă spun, dacă vreți să facem, nu sunteți datori. Dacă vreți să facem ceva pentru comună, facem, dacă nu vreau. Și mai în special toaleta aia acolo, domnul Durlan, cât timp lui s-a făcut, nu știu cât bani a costat. Îți spun eu că am memorie. Ați văzut cum arată toaleta acolo? Sunteți mândri de cum apare acolo? 27.000 de lei. Așa e devizul PSD-ului. Suntem mândri că suntem mai puțin români. Ați văzut cum arată toaleta aia acolo? E... Nici în plecă Tanganyika. Nu, a făcut poze, domnul Durlan. Campanie. Da, mulțumesc. Se mai zice cineva la urmă? Vreau să mai întreb, domnul Vici, a fost că s-a nivelat terenul în teren, acolo la fostul Iarmarul, acolo. Da. Acolo pentru târgul ăla săptămânal, sau ce se face acolo? Sau pentru ce s-a nivelat? Pentru târgul anual. Pentru ce? Pentru târgul anual. Pentru târgul anual. Și pregătirii pentru târgul săptămânal, când ați fie. Acolo o să fie o platformă, una dintre ele care era programată. Dar nu putem târgul... Din câte am înțeles și la Bacău și Mărăbuțea, dacă poate mergeam în continuare cu el, nu putem până nu primim avizul de la PUC. Terminăm PUC ca să putem intra, să luăm avizile de la... Și apropo din PUC, doamna secretar de la sunt șanse să aprobe PUC anul ăsta? Cred că da. Da, noi suntem, am fost la ședința din comisie, am fost la ședința la CT la Bacău, am fost... Acum pentru avizul și soția. O mai fost odată nu de la terenul ăla. Da. De ce nu? Facem odată, facem ca... Băgăm de 100 de ori. Acolo jos aici am dat și pentru... Păi acum un an sau cu 2 ani, o mai fost odată cu 20 ori sau autogretul. Și l-o nivelat și acum mai ia. Nene. La anul vine iar. Facem un lucru, facem. Cam mai vine iar. Depinde, dar... Sunt mulți factori care contribuie. Depinde ce lucru da. Să mai inhibește. Da. Că nu-i nimic? Mulțumesc. Domnul Dumnezeu, întâmplător. Da. Eu v-am zis și o să mai vin. Domnul Vici, știu că serviciile astea sunt sub ordinea noastră. Doamna secretară, pentru ședința viitoare și o să vă motivez de ce.
Vreau să mai duceți odată lista aia cu cei de la 416. Poftim? E pus jos la vizită. Nu mă uită la vizită, vă cer în Consiliu ca să o putem bârfi în ghilimele. Analizat. Știți de ce vă spun? Haideți un pic. Să oprim robinetul ăsta cu bani și asistențele alea sociale care curg la milionari din Comuna Căiuță. Știți la cine mă refer? Dacă dumneavoastră știți. Știți și dumneavoastră foarte bine, n-are sens. Dar dacă o să aduceți lista cu cei la 416, o să vedeți că mai găsim și din aia pentru ei. Haideți să devenim mai exigenți. Poate am pierdut pe tema asta. Că și legea, dacă mergem și facem un proces verbal la unul care e beneficiar și vezi că are mașină de lux, de lux, o mașină mai bună, câteva mii de euro, mai are o camionetă, mai are nu știu ce, și îl găsim și pe lista de 416, nu este niciunul cu camionetă pe... Nu pe numele lor, știu ce spun. Dar eu dacă fac proces verbal că e al lui și o folosesc și o ține pe al numii, eu vă spun că nu va ia nimic capul. Poți să faci. Pentru că fac un proces de constatare și știu că și mașina lui și camioneta lui care generează câteva sute de milioane pe an. Și sunt multe cazuri în Comuna Căiuță. Și da. îi vezi când vine tirul cu aliment și eu poate am greșit. Dar eu vreau să spun să nu mai mergi din greșeală în greșeală. Vezi că vine tirul cu alimente, cu șampoane sau cine să mă-i dă, îi umple. Roabe, căruții, pleacă. Haideți odată și odată să fim exigenți. Că o să vedeți, eu vă spun numele de pe listă când o să aduceți. Mi-asum orice. Chiar mi-asum. Asta. Haideți să intrăm într-un normal. Sunt atâtea lucrări la 416 de făcut. Eu nu zic, mergeți. Chiar mă gândeam într-o zi să vă spun, dar zic că o spun în ședință. De aici, de la Troiță până la Cina, măcar pe asta aia dreapta, e plină. E plină de mărăcini, măcar zona stradală, stânga, dreapta, care se vede. Ați văzut, la Coțofănești, de-o dacă poți, avăruiește fiecare țigan și face șantă. Haide, dacă tot mai ia unii, să facă și asta. Sunt care le rușine, știu, plini, valdă, îi știm toți. Haideți să avem odată curajul. Odată să vină un om început. Dacă vreți să aveți timp, eu vă aduc lista și acum, n-am nicio problemă. Dar nu că n-aveți lucruri, eu nu vă acuz în direct, nu că toți suntem pătați la asta. Toți, inclusiv eu, o spun, dar haideți odată avem tăria, bă, ăștia sunt. Și care are nevoie? Eu vreau să vă spun că din 7800 de ani, mai am 1200 care trebuie lucrate, din care luna trecută a fost efectuate numai 800, încă 10 dosare tăiate. 200 de ore, nu? Da, din care s-au făcut numai 800, încă 10 dosare tăiate, din care vă spun așa, am mulți oameni, sunt cel puțin 10-15 oameni cu probleme care abia merg, dacă vi-i dau, nu aveți ce face cu ei nici, da, nici nu se poate, a plecat așa, și sunt ăia 10 care zice domnul Iulian. Le-am tăiat dosare, 12 dosare am tăiat luna trecută. Bravo. Și mai am. Și ajung în situația, acum, când el spune așa, dar nu știi că eu mă confrunt cu situația încât nu mai am oameni să-i pun la treabă. Efectiv, că am două zile pe săptămână, câte 8 oameni pe zi care fac în anumite servicii, mai am încă asta, strada, centrul principal, în partea cealaltă, care am oameni, care am tribabe, care tu și strângi o gratitudine, așa, și mă lupt cu restul, mai să mai întind un pic ce să mai fac. Asta e situația la ajutorul social. Bine, dacă le-a stăiat, eu nu știu. Asta e situația la ajutorul social acum. Foarte bine că le-a stăiat, dacă mai continuați la livrarea? Da, continuăm, dar am început să curăț șanțul, dar să-i dau întâi cu pierea ca să iau cu totul. Și așa să mai pun și în partea cealaltă. Da, o altă problemă care e aici, să vină în ajutorul noastră vis-a-vis de șanțul, de la știți că prin lege fiecare cetățean în fața curții, șanțul are obligația să-l facă. Nu. Și care-i legea aia? Care-i legea aia? Legea 10 pe aia. Azi vă spun. Legea 21 pe 2002. Deci, da, domnul, șantul care trece prin fața proprietății dumneavoastră, aveți obligația să se întreține, să fie curat. E domeniul public, da, într-adevăr. Dar prin lege este obligația de a se întreține. Eu zic așa, noi ca și consilieri suntem chemați să analizăm lucrurile. Un bătrân de 70, 80, 90 de ani are șansă, zic, 50 de metri. Dar are nepoți, are fii, are copii? Nu sunt care vin la proprietatea lui toți. Care nu sunt, doamne, sunt cazuri bunele. Dacă vreți, vă arată. Ce faceți atunci?
Las că face primăria un discaz unde este izolat, dar restul care poate să le facă, nu? Venim, facem, dar mai trebuie și altceva, nu face nimeni bine. Se termină fiecare cu proprietatea pe care o deține. Fie publică, serviciile publice. O altă problemă și termin cu asta, când întindim, aveți de gând să băgați să reparați drumul Cheltuiului până la... Alegeri. Nu, până la calea ferată. Până la campanie turală. Cei care se văd primari deja își fac campanie, probleme. Eu spun practic, pentru că e păcat de drumul ăla s-a spart într-un hal nehal și dacă interveniți acum rapid să reparați, nu se trece roiază deloc. Și puteți. Două mașini de pitru, eu zic că reparați. Este păcat. Deci se strică de tot și hai să mai întrețin. Câțiva, cine știe când se demarează, să asfaltăm. Încep prin a nu fi de acord cu propunerea să se repare drumul Căiuț-Hârtiu cu bucățele. De ce mai motivezi? Mai tot, dacă motivezi. Se ori se face, la casă, nu se face nimic. Casa. În ședința din astăzi am fost, m-am abținut și am fost împotriva multor proiecte. La trei dintre ele, cel referitor la execuția bugetară, am fost obligat să mă abțin pentru că de-a lungul timpului că au fost proiecte care au derulat aceste execuții bugetare, au făcut obiectul, am fost împotrivă și m-am abținut. Fapt pentru care trebuia să mă abțin și aici. Am mai fost un proiect cu luarea în proprietate a unui drum, am înțeles. M-am abținut și la aia. Cu siguranță că luarea în proprietate, trecerea în proprietatea Oatebun, drumul respectiv este propus probabil la asfaltare, cum au fost și multe altele din satele Bridar, Popen, Bridar și Prada. Eu mă repet, cu riscul că îmi se plictisesc și vă obosesc. Nu e posibil ca să vă îndreptați atenția doar către niște urițe, drumuri din astea neaxiale și să nu vă aplicați asupra unui drum axial care face legătura dintre centrul comunii și patru sate din aparținătoare comunii Căiuț. Mă refer la drumul Căiuț-Hârtiu. De ce oare atâta grabă să petrecim această suprafață care ar presupune cheltuieli în plus? Pentru că eu am venit și în ședința precedentă, revin și acum cu rugămintea, deci îmi spunea în ședința precedentă că sunt costuri dacă vine cineva și reanalizează proiectul, referitor la infrastructură, la terasament, coborârea lui pentru zona, din zona fabricii de acolo, și la curba, la intrarea în satul Hârtiu, curba de la Bălcuțanu de acolo, pentru a se realiza un pasaj de trecere peste canalul direcției Silvia. Deci, ce-ar presupune? Asfaltăm acum peste acest asfalt. Infrastructura este proastă. Acolo, imediat, aproape de șoseaua națională, este zona unui Băltești, că acolo am propus să se facă blocaj atunci când se va începe lucrarea drumului, să aveți în vedere dumneavoastră. Și după asta să venim să decopertăm și asfaltul care îl punem acum și poate anul ăsta ne anunța domnul primar că e posibil ca să intre la asfaltare. Și aruncăm banii, adică asfaltăm, petrecim acum și după care aceste petrece și aceste sume le dăm pe apa sâmbite. Pentru că va trebui coborâtă platforma acum. Că eu am propus ca soluție tehnică și proiectul să fie modificat cu înălțimea terasamentului drumului și cu curba și cu intrarea în satul Hârtiu. Deci iată că sunt lucruri pe care dumneavoastră trebuie să le aveți în vedere și să nu vă ieftiniți, gârciți la o cheltuială cu schimbarea soluției și a proiectului de execuție a acestei lucrări, pentru că și la pod, dacă e vorba să ne referim așa, au tot venit expertizii peste expertize. Una dintre ele a stabilit tonajul de trecere peste pod. Nu e respectat, n-a spus o pancardă, un pancard acolo cu tonajul admisibil, de 22 de tone. A trecut măcar de 88 de tone.
peste acel pod. Și va mai trece, că mai sunt strâmb de montat pe partea dinspre satele de peste Alba. Eu gândesc că dacă v-ați nota aceste lucruri și v-ați și ține de să le realizați, ar fi o chestiune, un pas înainte. De referitor la drumul, la asfaltarea pe Iuț Hârtiu, trebuie să țineți cont neapărat de treaba asta și să nu vă aplicați acum să vă grăbiți. Dar eu știu că nu v-ați grăbit cam niciodată. Deci nu fac o probleme că vor fi făcute cheltuieli cu petecilea drumului care este de la asta. Dar de ce este important de la șoseaua națională până la pod și de ce n-ar fi important toată lungimea drumului? De ce? Adică să satisfacem interesele unui grup restrâns de oameni, vis-a-vis de mult trâmbițata mea prioritizarea lucrurilor. Petrecem o uliță, adică asfaltăm o uliță și nu asfaltăm un drum pe care trec locuitorii a patru sate. Vă mulțumesc. Dați-mi și mie, voi, că eu am ridicat programa și domnul Chianu. Scurt, domnul Chianu, că vă înțeleg destul de bine, vă văd poziția. Toți am ținut și poate ținut la cetățenii peste râul Trotuș. Nu cred că nici eu și nici actualul sau viitorul și următorii primari care veți fi, poate dă Dumnezeu să fie unul de peste apă, să vă vedem atunci cât de repede asfaltați, băgați apă și ce vreți să faceți în satele alea. Un lucru nu se înțelege și asta se spune dintotdeauna. Aici este centru și așa pleacă extinderile. Cei care sunt mai mama măsii nu zice nimic, nu au aceleași drepturi ca cei din centru. Dar dintotdeauna din centru pleacă investițiile și se duc. Ori să ajung crești la Hârtiu. Dar stau și vă spun ceva și mi-asum ce spun. Să mergeți să le spuneți la toți hârtienii ce spun acum. Eu mi-asum. Poate că odată vă meritați soarta. Nu știu dacă mă înțelegeți ce spun eu. Pentru că atunci, nu revin nimic, și pe care mi-am venit târziu, când am fost aproape 90% să luăm bani, să băgăm apă, canalizare, 100 și ceva de cetățeni, că era campania, azi nu facă, la nu mai este primar acolo. Au venit, s-a dus pe apa, sunt că mi-am adus aminte perfect, deci mi-am căzut proiectul. Că era și apă și canal. Și poate erau și alea. Nu zic. Mulțumesc Dumnezeu pentru că am fost primar și am ajuns acolo, indiferent ce critică alții. Că nu ești primar pe viață. Din grupul ăla civic al comunității care spune foarte bine, nu mi-e rușine cu ce am lăsat în urmă. De ce vă spun că vă meritați toată? S-au obținut să faci fonduri la Hârtiu, ne-am dus. Mama măsii, dă voturile la 2-3, care trâmbiță și atât. Niciodată nu s-a avut puterea să ducă fix cu un proiect. Pentru că satul Hârtiu n-a obținut niciodată pe cineva cu adevărat care să le facă. Și normal că dacă ești cetățean politic, dai la toți, dar întâi îți întrezi privirea de unde îți vine votul, nu? Că asta e politica, din păcate. E proastă. Păi este foarte proastă, știu că e proastă politica. Dar mă întreb dacă e proastă, ce căutăm în ea? De ce? Îți spuneți acum, păi dacă este un drum făcut din 2008, că a fost făcut prost, proznic prost, are 15 ani, de aici la stradă până la pop, pe care s-a trecut. Și s-a făcut și se trece. Dom'le, dacă e stricat o porțiune de 6 metri, o dau și pun în loc, îmi permite legea, sunt bani la reparații drumului. Cu banii la reparații puteți face investiții. Cu 5-600 de ani. Dar putem repara ceva care nu se strică mama măsii de tot. Cine se poate vorbi și afară? Pe aici nu puteți trece, nu treceți toți gheltenii pe drumul ăsta. 80% din drum se strică și cu mașină de aia. Să reparăm acum și pe aia. Reparăm, lăsați ce facă. Intervenăm aici. Corect. Așa e, Florent. Hai să-ți place.